Severin Enea au votat pe 5 iunie ca în următorii 4 ani la conducerea orașului să se afle alianța PSD-UNPR. Acest vot a fost însă deturnat de consilierii liberali cu complicitatea doi consilieri PSD. S-a forțat astfel o altă majoritate PNL, astfel încât să se poată impune doi viceprimari doriți de noua alianță. Rând pe rând s-au invalidat fără nicio motivație mandatele Mădălinei Svoboda, aleasă pe lista PSD-UNPR, cel al Andradei Carmina Turbat, tot din partea alianței, precum și cel al lui Răzvan Roșca de la PMP. Abuzul consilierilor a constat în faptul că invalidarea mandatelor de consilier local s-a făcut fără niciun fel de motivație și a fost un simplu moft politic. În acest fel s-au nominalizat viceprimarii doriți de noua alianță artificial formată. Din partea grupului Partidul Național Liberal îl propunem pe domnul Daniel Cârjan. Am și o propunere, domnul Cornel Fulescu, în funcția de viceprimar din partea PSD. Atât Daniel Cârjan cât și Cornel Fulescu au obținut câte 12 voturi și au devenit viceprimarei Severinului, chiar dacă acum cel puțin Cornel Fulescu riscă să piardă acest mandat întrucât urmează să fie exclus din PSD, lucru ce va conduce la excluderea sa și din Consiliul Local. Consilierii PSD-UNPR au părăsit sala imediat după ce Marius Creciu a depus jurământul de primar. Mi s-a părut un pic, dacă termenul e potrivit, hai să zicem deplasată atitudinea unor colegi consilieri care au înțeles să boicoteze această ședință. Răspund doar atât, în viață trebuie să învețe și pierzi, nu mai să câștigi, iar calculele făcute prealabil întotdeauna sunt cele potrivite. Voturile au făcut o diferență, au făcut-o voturile PSD-ului, ale dumneavoastră și a consilierului Rancea. Ați avut discuții cu domnul Screciu anterior, v-ați prezentat dorințele în cadrul partidului? Nu, n-am avut o discuție aplicată pe tema asta, am avut doar discuții la modul general, în ideea că tot timpul mi-am exprimat dorința, dar PSD-ul să ai cea mai multe primate. Absolut firească. Domnul Screciu, îmi place să cred că Liderii PSD Drobeta Tunu Severin au declarat că vor face documentele de excludere din PSD a celor doi și vor cere excluderea lui Alin Rapcea și Cornel Fulescu din formațiunea politică. De asemenea, în instanță au fost atacate și hotărârile prin care s-au invalidat fără motivație mandatele celor trei consilieri locali. Aceste aspecte pot conduce la anularea hotărârilor de constituire a Consiliului Local.